Domnilor și domnilor, tragedie în Piatra Neamț. O elevă de 14 ani a murit în timpul antrenamentelor la volei. Salvatorii nu au mai putut să o resusciteze pe aceasta. Iuliana Damian, colega mea, vine cu detalii despre această tragedie. Te ascultăm, Iuliana. Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit, fata de 14 ani, elevă în clasa a 7-a, era legitimată ca sportivă la clubul școlar sportiv din Piatra Neamț. Fata făcea volei de performanță, iar astăzi, în timpul unui antrenament, i s-a făcut rău și a căzut secerată la pământ. A fost chemat de urgență un echipaj de la ambulanță. Medicii au încercat o oră și jumătate să o resusciteze, iar apoi au transportat-o la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde s-au continuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, acestea au fost în zadar, iar copila a fost declarată decedată. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate în ce condiții a murit această copilă. Fata de 14 ani se pregătea pentru participarea la campionatul național de cadete din 14 ianuarie, iar antrenamentul de azi era unul de intensitate redusă, spune antrenorul ei. Mai mult decât atât, fata avea vizita medicală făcută la cabinetul de medicină sportivă, iar părinții ei spun că la începutul acestui an a fost supusă unor investigații medicale care n-au arătat nicio problemă de sănătate și era aptă pentru practicarea sportului de performanță.